Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. De astăzi și până în 20 martie, Moldova se va afla în stare de urgență. Decizia a fost luată de Parlament cu 58 de voturi ale majorității parlamentare la propunerea guvernului. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că instituirea stării de urgență este o soluție tehnică pentru depășirea situației în care a ajuns țara. Însă opoziția parlamentară a criticat intenția guvernării, menționând că această decizie vrea să pună pe stop intenția oamenilor de a ieși la proteste. Astfel, mai mulți aleși ai poporului au cerut demisia cabinetului de miniștri. Nu este necesar ca să fie instituită starea de urgență. Aceasta va fi instituită doar pentru a bloca nemulțumirea cetățenilor, protestele lor. De aceea, fracțiunea noastră nu va vota pentru instituirea stării de urgență. Menirea acestei hotărâri și acestui instrument să oprească aceste exprimări de opinie. Chiar dacă v-ați străduit, nu sunteți guvernul competent să conduceți țara noastră. De aia, fracțiunea Partidului Șor nu va vota acest proiect de hotărâre. Poate instituim o stare de urgență sau instituiți o stare de urgență până în 2025, că astfel, altfel nu puteți conduce țara doar prin crize și doar prin instituirea starei de urgență. Ваши режимы ЧП и ваши глупые, извините за выражение, тупые идеи. Starea de urgență și deciziile voastre proaste și tâmpite adâncesc și mai tare criza din țară. În fiecare zi tot e mai rău, mai rău și mai rău. V-am spus că la primăvară va fi complicat de tot. Vă zic și acum, leul va fi de 40, 60, 80, iar oamenii nu vor avea ce mânca și nici pe ce exista. Mai bine plecați de bunăvoie. Лучше уйдите по-хорошему. Poți să critici guvernul cât vrei. Măcar acum să fi spus, nu ne place cum a fost gestionat, nu știu ce, dați vina măcar și pe răsăritul soarelui. Dar votăm ca să salvăm țara. Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Șor au inițiat o moțiune de cenzură împotriva guvernului Gavrilița. Un proiect în acest sens a fost prezentat în Parlament de către Marina Tauber. După ce a enumerat argumentele care au stat la baza inițierii votului de neîncredere, ea și-a invitat colegii din Parlament să susțină documentul. Marina Tauber și-a anunțat intenția de a înregistra moțiunea de cenzură în debutul ședinței extraordinare a Parlamentului. Ea a menționat că în societate există o nemulțumire din ce în ce mai mare față de acțiunile actualei puteri. Guvernul Gavrilița a distrus cam tot ce s-a atins. Oamenii care i-au ales au avut așteptări mari, așteptări bazate pe promisiunile lor din campanie. Dar așa cum putem vedea, promisiunile făcute au fost doar un truc electoral, praf în ochii alegătorilor. Totodată, deputații Șor invocă gestionarea incompetentă a crizei sanitare, sociale și mai nou a crizei energetice din țară. Criza energetică din care nu mai ieșim de aproape 3 luni de zile este un motiv suficient de puternic pentru a demite acest guvern incompetent. Cei care au negociat acest contract au eșuat lamentabil. Tauber și-a invitat toți colegii din Parlament să susțină proiectul. Sperăm că toți deputați din Parlament o să fie receptivi pentru că timpul nu mai avem. Contactat de noi pentru a afla dacă vor da curs invitației deputatului Partidului Șor, socialistul Vasile Bolean a declarat că formațiunea din care face parte se va expune după ce va lua act de proiectul respectiv. Iar purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat că instituția pe care o reprezintă va veni mai târziu cu o reacție. Nu am reușit să vedem, să-l analizăm ca să venim cu o reacție asupra voții. Potrivit legii, pentru a putea fi examinat în plenul Parlamentului, proiectul moțiunii de cenzură trebuie semnat de cel puțin o pătrime din numărul deputaților aleși, mai exact de cel puțin 26 de parlamentari. Iar guvernul poate fi demis cu votul a 51 de deputați. Amintim că anterior, fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a cerut convocarea de urgență a unei sesiuni extraordinare a legislativului în contextul crizei gazului și a scumpirilor fără precedent. Printre prioritățile menționate
jumate de formațiune se numără formarea unei comisii speciale care să caute soluții pentru criza energetică, adoptarea unor măsuri în vederea compensării facturilor pentru energie, precum și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Gavrilița. Caz șocant în comuna Băcioi, unde o femeie ar fi fost împușcată de propriul soț în timp ce copiii cuplului dormeau în casă. Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 6. Victima se află la spitalul de urgență din capitală. Totodată, șefa secției comunicare de la IGP, Diana Fetco, ne-a spus doar că femeia a fost internată cu o rană la picior și că alte detalii o să ne ofere în după-amiaza zilei. Potrivit unor informații, totul ar fi pornit după un conflict iscat între soții de 41 de ani, care au dat aseară o petrecere în familie. După incident, bărbatul ar fi încercat să fugă din țară, dar a fost reținut la Vama Leușeni. Pacienta a suferit o intervenție chirurgicală și este în stare gravă, dar stabilă, internată în secția traumatologie. De astăzi, avocații intră în grevă generală, în care se vor afla pe parcursul următoarelor 4 zile. Ei au anunțat că își sistează total activitatea, inclusiv cea de apărători din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Măsura a fost luată în semn de protest la introducerea amendamentului propus de Olesea Stamate și care prevede că apărătorii pot fi reținuți, percheziționați sau arestați fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Apărătorii adunați într-o ședință extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților au decis că vor cere în perioada grevei amânarea tuturor ședințelor de judecată și nu vor participa la acțiunile de urmărire penală. Greva generală o desfășurăm prin a nu ne prezenta la ședințele de judecată și la organele de urmărire penală. Deci am stopat activitatea, prin stoparea activității de avocat. La aceeași ședință, avocații au declarat că vor ieși din grevă numai dacă Parlamentul acceptă modificarea la lege cu privire la avocatură în varianta redactată de ei. În cea propusă de Olesea Stamate, aceasta presupune că apărătorii pot fi reținuți, percheziționați sau arestați fără acorduri prealabile la Consiliul Uniunii Avocaților. Deputatul PAS consideră schimbările necesare și reiterează că nu va renunța la ele. O soluție de compromis eventual ar fi să păstrăm această, deci o anumită parte de garanții pentru avocați, cu excepția garanțiilor pentru infracțiunile de corupție și flagrante. Flagrante este acum pentru infracțiunile de corupție. Dacă asta este acceptabil, fine. Dacă nu este acceptabil, atunci se merge pe varianta inițială, așa cum este propus în amendamentul formulat de mine. Olesea Stamate a expediat o scrisoare cu soluția de compromis și Uniunii Avocaților, lucru despre care a scris și într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook. Președintele Consiliului Uniunii Avocaților ne-a comunicat însă că nu au ajuns încă la o concluzie privind propunerile deputatului Stamate. Noi pe soluția aceasta aseară ne-am întâlnit cu Consiliul, care propuse dumneiei. Noi n-am ajuns la o concluzie să acceptăm acea soluție de compromis. Ba din contra, vrem să venim cu o propunere să mai să lărgim un pic acele garanții care sunt prevăzute de alineatul 2, articolul 52. Avocații urmează să se întrunească într-o nouă ședință pentru a lua o poziție finală. Nu este pentru prima dată când o propunere a Olesei Stamate trezește nemulțumiri în societate. Un alt scandal este legat de dublarea salariilor judecătorilor Curții Constituționale. Majorarea semnată de Stamate fiind de la 45.000 de lei la 82.000 de lei. Documentul nu fusese promulgat însă de șeful statului, care l-a întors în Parlament pentru reexaminare, deoarece lipsea avizul guvernului. 6 deputați s-au infectat cu noul coronavirus, iar o parte dintre aceștia sunt spitalizați. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu la ședința de astăzi a legislativului, care s-a anunțat a fi extraordinară. Speakerul a adăugat că deputații care nu au avut nevoie de internare se simt bine. El a profitat totuși de ocazie și și-a îndemnat colegii să se vaccineze la centrul medical din incinta Parlamentului, dar și să respecte normele epidemiologice. Ieri Moldova a înregistrat 3255 de cazuri noi de coronavirus, bilanțul infectărilor ajungând astfel la aproape 340.000.
În urma unui incident casnic și-a pierdut parțial auzul. Vorbim despre o femeie din satul Florești, raionul Anenii Noi, mamă a 7 copii. Cu urechea dreaptă, femeia aude doar 30%, iar cu cea stângă, deloc. Mai mult, în prezent, familia numeroasă locuiește în casa rudelor, iar în orice clip ar putea ajunge în stradă din cauza neînțelegerilor cu acestea. Cum reușesc cu toții să facă față greutăților? Aflați într-o nouă ediție a emisiunii Oameni pentru Oameni, vineri, începând cu ora 18:30, la postul nostru de televiziune. Această femeie ne-a povestit că la vârsta de 16 ani s-a îndrăgostit într-un băiat de la care, ulterior, a rămas însărcinată. Când a aflat noutatea, tânărul nu a vrut să accepte copilul. A rămas însărcinată și el a spus că să mă duc la spital să fac avort. Totuși, femeia a hotărât să păstreze sarcina, iar mai târziu și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat. Împreună au adus pe lume încă 6 copii. Mulți spun că când și trăim greu, deși am făcut atâta copii. Și au fost un dar de la Dumnezeu. Cu 4 ani în urmă, însă, mama celor 7 copii și-a pierdut parțial auzul. Cu urechea dreaptă aude doar 30%, iar cu cea stângă deloc. Văd pretare și în spart barabanul și cu dânsa nu aud. Mi-a spus că operație, dacă se facă, eu n-o să aud deloc. Mai mult, familia nu are propriul adăpost, de aceea locuiesc temporar în casa rudelor, care de nenumărate ori le-a spus să părăsească locuința. Cum reușesc împreună să facă față greutăților, aflați la emisiunea Oameni pentru Oameni. Totodată, săptămâna trecută, v-am arătat cum a fost ajutată o femeie cu 3 copii din raionul Nisporeni, care timp de 13 ani a fost victima violenței domestice. O luat o sticlă cu benzină, o zic, stai că eu acușez alții poliți. M-a apucat de păr și ne-a zvârlit benzina așa în față și când o da să aprindă... Într-o zi, răbdarea femeii a crăpat. Ea și-a luat inima în dinți și alături de copii a plecat. Timp de câteva luni au locuit într-o gospodărie din satul Vărzărești, raionul Nisporeni. Însă din cauza unor neînțelegeri cu stăpânii casei, femeia împreună cu cei 3 copii a fost nevoită să-și găsească o altă locuință. Echipa noastră i-a vizitat pe eroi. I-am găsit într-o altă casă din același sat. Cunoscând situația în care s-au pomenit, echipa emisiunii le-a sărit în ajutor. Pentru că era au nevoit să spele rufele cu mâinile, iar mâncarea să o gătească la gura sobei, echipa proiectului le-a oferit în dar o mașină de spălat și un aragaz electric cu un cuptor. Să-i mai ușoară, un pic. Asta avem la și spălahanilor și pregătim mâncare. Îmi doresc mult sănătate oamenilor care fac lucruri bune și îndeplinesc visurile altor oameni și copii. Prin intermediul proiectului social Oameni pentru Oameni, echipa emisiunii reușește să găsească cele mai optime soluții la problemele care îi macină pe eroi și îi ajută să creadă într-un viitor mai bun. Pe o stradă din sectorul Ciocan al capitalei au fost montați mai mulți bolarzi, care potrivit autorităților municipale au scopul de a diviza zona pietonală și cea de deplasare a mașinilor. Localnicii spun că nu se simt în siguranță și că și-ar dori totuși un trotuar, care însă nu există. Nemulțumiți că delimitatoarele ocupă o parte din drum sunt și șoferii, care la fel au criticat autorii inițiativei. Bolarzii au apărut recent pe toată strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei. Odată instalați, carosabilul a rămas fără o treime din suprafață. A apărut însă un trotuar improvizat care mai degrabă ne mulțumește oamenii decât să-i liniștească. O trebuie să-l facă în partea și pe drum, acolo, dar nu aici unde trebuie să parchezi și mașini. N-aș spune că e bine, că e oricum trec, ori încolo, ori încoace, n-aș spune că e normal. Unii părinți își fac griji de copiii mici care încă nu cunosc destinația acestor bolarzi. Ei spun că proiectul a fost implementat greșit și fără gândire. Și mașinile sunt parcate și oamenii circulă, copiii vin de la școală și grădinițe. Este foarte greu. Și dacă părerile pietonilor și a șoferilor sunt împărțite în acest caz, atunci nu toți copiii înțeleg destinația acestor delimitatoare. Noi am prins copii care mergeau pe mijlocul străzii. Ei ne-au spus că nu cunosc, că trebuie să meargă anume pe această porțiune. Și șoferii au venit cu critici la adresa autorilor lucrărilor. Pe lângă faptul că trotuarul ocupă o mare parte din drum, acesta este la fel și de periculos, iar ei sunt nevoiți să meargă cu 5 km
km la oră pentru a nu crea situații de accident. Dacă el a fost creat ca trotuar, eu cred că nu normal. Trebuie să circulăm cu 5 km la oră, dar copiii nu putem să ne asigurăm că ei pot sară înainte mașinii sau... Mai aiurea nici nu se de gândit aici de făcut. Prima dată trebuie de făcut trotuar, dar nu de făcut parnografia asta. O situație similară avem și pe bulevardul Dacia din sectorul Botanică, acolo unde în decembrie trecut a apărut o pistă separată pentru bicicliști. Pe lângă asta, pista este în continuare folosită de șoferi care nu au unde să-și parcheze mașinile. Domnul șofer, cunoașteți că este parcarea interzisă aici? Da, din ce motive v-ați parcat? Ideea instalării bolarzilor a apărut în decembrie trecut, când primăria în plină iarnă i-a montat pentru a delimita pista pentru bicicliști din bulevardul Dacia, doar că în câteva zile au fost rupți, dezbrânați și scoși. Acum banda este ocupată de șoferi care își parchează nestingerit mașinile aici. Unii șoferi ne-au spus că nu au unde parca mașinile, astfel că sunt nevoiți să ocupe această pistă. Uitați ce găuri! Care-i sensul de interneze dacă sunt așa găuri? Cred că bicicliștii nu o să meargă. Apelați de postul nostru de televiziune, purtătorul de cuvânt al primăriei, Natalia Ixar, nu a putut să ne ofere informații despre costurile acestor două proiecte. Ea ne-a dicționat către Direcția Municipală de Transport. Au fost aproximativ, pentru că nu avem încă cifrele prezentate la direcție, undeva 30.000 de lei. Responsabilul ne-a mai spus că banii pentru proiectul de pe bulevardul Dacia au venit din bugetul municipal și din partea unei asociații private, fără să menționeze suma exactă. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă.